Canicula ne-a invadat inclusiv propriile locuințe, iar numărul persoanelor care nu beneficiază de aer condiționat este foarte mare. În acest caz, statul în casă devine o adevărată provocare, în unele cazuri imposibile. Căldura poate deveni insuportabilă, mai ales pe timpul nopții, iar somnul insuficient sau lipsa lui îți afectează sănătatea. Cel mai rău este pentru persoanele care au probleme respiratorii sau cu inima, iar pentru cele supraponderale, canicula e o adevărată tortură. În casă, dacă n-ai aer condiționat, nici dacă te dezbraci de toate hainele, s-ar putea să nu-ți fie mai bine, așa că suntem nevoiți să apelăm la micile trucuri, precum dușurile frecvente sau ferestrele deschise la maxim. E neplăcut. Asta e. Aveți aer condiționat? Nu, că nu suport. Am probleme cu spondiloza, cu reumatism și nu suport aer condiționat. Dar tu așa la timpurile care sunt acum, mamă. Că n-avem ce face altceva, dacă nu se poate altceva, îmi face mai mult, dar n-avem cu ce. Cum este noaptea? Noaptea e dezastru. Foarte greu. Mai ales și pentru noi bătrânii ăștia, că avem și noi o vârstă depășită. Dar suferim așa cum putem, că nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni. Perioada asta de vară, când este foarte cald, merg acolo, e zonă de deal și mult mai bine decât aici. Bineînțeles, aerul condiționat rămâne în continuare vedeta sezonului cald, iar cei care beneficiază de un astfel de dispozitiv pot sta liniștiți acasă în timpul zilei, chiar și în cele mai caniculare zile. Nu mai aer condiționat. Dacă nu l-aș avea, eu stau la casă, e ceva mai bine ca la bloc. Îți învățau căldurile, asta e organismul mai adaptat, dar căldura e destul de sufocantă pentru multe persoane. Aerul condiționat este un rău necesar. Pentru multe persoane acest dispozitiv este indispensabil în zilele toride de vară, iar dacă știm cum să-l utilizăm, ne putem proteja în totalitate sănătatea.